Cartea lui Habacuc este un unicat între cărțile profetice. Ea nu este un mesaj direct către popor, ci o discuție între profet și Dumnezeul care îl ridicase în slujbă. Textul prorociei nu anunță prea multe evenimente, ci caută să rezolve o problemă. Cartea ne prezintă un om care, deși se încrede în Dumnezeu, este perplex în fața hotărârilor lui. Mintea lui nu putea întrezări justeția hotărârilor divine. Așa că dilema lui Habacuc are o dublă natură. Prima lui mare întrebare este: de ce îngăduie Dumnezeu ca nelegiuirea crescândă din Iuda să rămână nepedepsită? Și a doua dilema lui Habacuc este următoarea: cum poate un Dumnezeu sfânt și drept să se gândească să pedepsească vinovata împărăția lui Iuda prin și mai vinovatul Babilon? Răspunsurile pe care Dumnezeu îi le dă la aceste două întrebări sunt consemnate în primele două capitole. Cartea se încheie apoi cu o odă la adresa suveranității și a tot înțelepciunii divine. O odă de o frumusețe rară, ne spun lingviștii. De fapt, povestea lui Habacuc este și povestea noastră. Contextul istoric în care Habacuc își face lucrarea nu era unul ușor de purtat. Lucrarea prorocului are loc pe vremea prorocului Ieremia, a lui Țefania și a lui Daniel și a împăratului Ioachim, fiul lui Iosia. Acesta este împăratul de tristă amintire, care a ars sulul cărții lui Ieremia. Și citim acest lucru în Ieremia, capitolul 36. De fapt, starea poporului de pe vremea lui Habacuc este caracterizată foarte bine de cuvintele prorocului Ieremia. Citez: vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata, care zice: îmi voi zidi o casă mare și odăi încăpătoare și voi face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu. Împărat ești tu oare de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el? Și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul? Dar tu nu ai ochi și inimă decât ca să te dedai la lăcomie, ca să vergi sânge nevinovat și să întrebuințezi asuprire și silnicie, spune prorocul Ieremia în capitolul 22. Este o oglindă a societății în care Habacuc își pornește și el lucrarea sau întrebările. Cartea începe cu următoarele cuvinte: prorocia descoperită prorocului Habacuc. De fapt, cuvântul pentru prorocie în cazul acesta este masah, adică povară. În alte cuvinte, povara prorocului Habacuc. Încărcătura, ceva ce trebuie ridicat dintr-un loc și depus în altul. Așa începe cartea. Povara descoperită prorocului Habacuc. Povara de pe umerii prorocului Habacuc. Care este aceasta? Ne spune versetul al doilea. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lasă vă nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei. Se nasc certuri și se stârnește gâlceava. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Care este povara ce se vrea ridicată de pe umerii prorocului Habacuc? Tăcerea lui Dumnezeu, inactivitatea lui Dumnezeu, lipsa lui de reacție în fața nedreptății. Și strigătul lui Habacuc nu este unul filozofic, al unui observator desprins de realitate, unul care vede mersul națiunii lui, se întristează, dar el o duce bine, mersi. Nu. Habacuc era afectat de nedreptate, de violență, viața lui era în pericol, trebuia să lupte pentru ea și el era victima abuzurilor împăratului Ioachim. Aduceți-vă aminte de plângerea lui Ieremia, de viața lui Ieremia, de teroarea sub care acesta își făcea lucrarea. Cu siguranță nici Habacuc nu era scutit de necaz ca proroc al Domnului.
Cum de Dumnezeu este indiferent la invazia nedreptății? Este întrebarea prorocului. Întrebările de felul acesta sunt justificate. Lumea în care trăim noi astăzi este nedreaptă. Și Dumnezeu nu face nimic? Cum se poate declara El iubitor și să îngăduie violența, abuzurile, opresiunea în același timp? Astfel de întrebări vin la suprafață cu precădere în mintea celor credincioși și pe bună dreptate. De ce mai ales cei credincioși au astfel de întrebări? Pentru simplu motiv că ateii nu cred în existența lui Dumnezeu. Deci, ceea ce se întâmplă în lume are de-a face cu alegerile oamenilor, iar măsurile trebuie luate împotriva lor. Agnosticii nu știu dacă există Dumnezeu și, sincer, nici nu le prea pasă. În acest caz, ei stau nepăsători față de nedreptatea din lume. Își văd de ale lor. Deiștii, pe de altă parte, cred în Dumnezeu, dar nu într-o relație cu acest Dumnezeu. Există un Dumnezeu, dar El nu face parte din schemă. Dumnezeu a creat lumea și i-a dat drumul. Lumea funcționează după legi politice, sociale și economice. Dacă ceva nu merge bine, lucrurile trebuie reglate prin legi sociopolitice și economice. În schimb, teiștii cred că Dumnezeu nu doar există, nu doar a creat lumea, ci acest Dumnezeu este direct și complet implicat în mersul acestei lumi. Învățătura Scripturii ne prezintă un astfel de Dumnezeu. Acum, aceasta este cea mai dificilă poziție de apărat. Naște cele mai multe întrebări și probleme. Dacă Dumnezeu conduce istoria, dacă nimic nu se întâmplă fără permisiunea Lui, dacă Dumnezeu e Dumnezeul tuturor popoarelor, atunci de ce îngăduie atâtea rele? Aceasta este povara lui Habacuc. Aceasta este povara multora dintre noi. Câteva aplicații practice din această frământare? Câteva lecții de viață? Uitați-le! Până și prorocii lui Dumnezeu, oamenii lui, cei apropiați lui Dumnezeu, au nedumeriri privitoare la înțelegerea căilor lui Dumnezeu? Da. Atunci, să nu mă mir că și eu trec prin momente de confuzie. Să nu mă învinovățesc pentru faptul că ridic întrebări pentru Dumnezeu. Treci prin astfel de momente? Nu te învinovăți pentru confuzia ta. Întreabă-L pe Dumnezeu, descarcă-te înaintea Lui. Vorbește cu El. Dar atenție! Habacuc se plânge nu împotriva lui Dumnezeu, ci înaintea Lui. Atenție la atitudinea ta când îi pui întrebările. În întrebările lui Habacuc nu cred că se citește revolta. El nu ridică pumnul către Dumnezeu, ci se citește nedumerire, durere pe fundalul unei subordonări înaintea voii lui Dumnezeu. Doamne, cât mai trebuie să aștept până la intervenția Ta? Nu mai pot, Te rog, intervino, explică-mi ce se întâmplă. Habacuc pune întrebările nu împotriva lui Dumnezeu, ci înaintea Lui. O altă aplicație? Până și profeții lui Dumnezeu strigă cu lacrimi și nu primesc răspunsuri? Da. Atunci, să nu ne mire când nici noi nu primim toate răspunsurile cerute. Oare câți dintre noi nu avem poveri asemănătoare? Acum 24 de ani am nădăjduit într-o lume mai bună. Acum lehamite atinge cote istorice maxime. Și aceleași întrebări, aceleași strigăte la care nu primim răspunsuri, le regăsim în mai multe domenii ale vieții noastre. Până și profeții lui Dumnezeu strigă cu lacrimi și nu primesc răspunsuri? Da. Atunci să nu mă aștept, să nu mă mir că nici eu nu primesc răspunsurile atunci când le cer. O altă aplicație? Profetul spune, până când, Doamne, sugerează trecerea unui timp mai îndelungat, nu ne regăsim și noi aici? Dumnezeu nu răspunde la comanda noastră. Am putea pricepe acest lucru. Nu a răspuns nici prorocilor săi la comanda lor. De obicei trece un timp până când primim răspunsurile.
Dumnezeu este mult mai tolerant, mai îndelung răbdător decât oamenii Lui. Luther zicea, citez, dacă aș fi fost Dumnezeu, aș fi distrus lumea acum câteva secole. Am încheiat citatul. Te irită faptul că Dumnezeu nu intervine încă? Nici nu va face, decât la vremea hotărâtă de El. Ca și părinte al tuturor oamenilor, nu are deficit de îngăduință și răbdare cum avem noi. Te afli în perioada de întrebări? S-ar putea să mai dureze până când vei primi răspunsurile. Poate acestea sunt niște aplicații, niște lecții de viață pentru tine când citești acest început al prorociei lui Habacuc, această frământare a prorocului. Mai că Habacuc primește niște răspunsuri. În versetul 5 vedem câteva din răspunsul lui Dumnezeu. Poate nu așa cum ne-am aștepta, dar Dumnezeu răspunde și citim aceasta în versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți. Uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. De fapt, Dumnezeu în versetul 5, în aceste cuvinte, îi dă 4 răspunsuri lui Habacuc. Primul: Dumnezeu are o perspectivă mai largă decât a ta. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți. Noi, în general, avem tendința să ne vedem în centrul universului. Viziunea noastră este tunelară, îngustată. Mie îmi merge rău, mie mi se face nedreptate, eu am de suferit. Sau ne uităm doar la națiunea noastră, la comunitatea noastră, la biserica noastră. Noi suntem interesați doar de cercul nostru de influență și pierdem din vedere că Dumnezeu are o perspectivă universală, are în vedere omenirea întreagă. Toți sunt copiii Lui, sunt creația Lui. Aceste prime cuvinte, acest prim răspuns ne spune acest lucru. Dumnezeu are o perspectivă mai largă decât a noastră. Există o realitate mult mai amplă și mai complexă decât ți-o imaginezi tu. Dumnezeu are obiective și căi diferite de ale noastre. Uitați-vă între neamuri, printre neamuri, în lumea largă și priviți. Noi suntem preocupați doar de modul în care această lume căzută ne afectează liniștea noastră. Dar Dumnezeu are niște planuri universale. Și Petru o spune foarte clar, în cuvinte foarte clare. Citez din 2 Petru, capitolul 3, cu 9. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Cel mai bine pot înțelege această abordare a lui Dumnezeu cu lumea cei care sunt părinți, sau cel mai bine cei care au mai mulți copii. Ne tratăm copiii diferit, nu-i așa? Uneori apăsând pe unii dintre ei ca să dăm răgaz la întoarcerea celuilalt. Nu sărim cu măsură de pedeapsă imediat ce am văzut o greșeală. Față de unii suntem mai îngăduitori pentru că îi cunoaștem, pentru că le știm limitele, le știm puterea și resursele care le au. Pe alții îi protejăm un pic mai mult, deși nu merită, pentru că le cunoaștem limitele, pentru că vrem să le facem bine. S-ar putea ca unul să se supere pe noi că nu suntem la fel de drepți cum suntem cu celălalt. Cei care sunteți părinți, mă înțelegeți ce spun. Ei bine, Dumnezeu procedează la fel pentru că are înaintea Lui o lume întreagă. De aceea obiectivele și căile și metodele Lui diferă pentru că El îi are în vedere pe toți. Și cu ce mă încălzește pe mine asta? Am putea să ne întrebăm. Eu acum sunt victima nedreptății. Dacă așteptarea Dumnezeu nu-i va conduce la pocăință, mai are vreun rost toată această suferință a mea? Da, are. Are, pentru că tu nu ești singura persoană importantă în ochii lui Dumnezeu și ar trebui să ne băgăm bine asta în cap când strigăm înaintea Lui. Tu nu ești singura persoană importantă în ochii lui Dumnezeu pe acest pământ. Tângetul tău după bine, confort, dreptate și altele se va împlini într-o altă lume, nu aici.
Tu nu ești un cetățean al acestei lumi, doar temporar treci prin ea. Calmează-te, strânge din dinți și continuă să trăiești după valorile lumii al cărei cetățean ești de fapt. Dumnezeu este un părinte iubitor, milos și îndelung răbdător cu toți copiii săi, chiar și cu cei care nu-L onorează și nu-L ascultă. Este nevoie de maturitate pentru a accepta acest adevăr, iar maturitatea se formează în timp. Acesta este primul răspuns pe care Dumnezeu îl dă lui Habacuc. Dumnezeu are o perspectivă mai largă decât a ta. Apoi, în continuarea versetului, se dă al doilea răspuns. Lui Habacuc îi se dă al doilea răspuns. Când Dumnezeu nu mai are de ales și trebuie să intervină ca și o ultimă măsură, așteaptă-te la ceva șocant. Textul spune: uimiți-vă și îngroziți-vă. Dumnezeu, după ce așteaptă o vreme cu răspunsul, va surprinde, va șoca prin dimensiunea Lui. Când El intervine, lumea nu va mai fi aceeași. Și așa s-a și întâmplat. Împărăția prosperă a lui Iuda și independentă urma să devină vasala unei alte împărății. Egiptul, o putere mondială de secole, va fi zdrobit peste noapte. Ninive, cetatea de necucerită a asirienilor, va fi prădată și trecută prin foc și sabie. Babilonienii, fără milă și fără orice autoritate deasupra lor, vor stăpâni lumea. Când Dumnezeu alege să intervină, așteaptă-te la ceva șocant. Uimiți-vă și îngroziți-vă. Este a doua parte a răspunsului lui Dumnezeu la povara lui Habacuc. A treia parte a răspunsului. Dumnezeu răspunde în timp util ca să fii martorul răspunsului său. Căci în zilele voastre voi face o lucrare, continuă versetul. Dumnezeu, de fapt, întotdeauna o ia înaintea întrebărilor noastre. Răspunsurile sale sunt pregătite încă înainte de a pune noi întrebările. De unde știu aceasta? Uitați-vă, Habacuc își descarcă povara prin anul 607-605 înaintea erei noastre. Dumnezeu deja îi ridica pe haldei, pe babilonieni, încă de prin anul 626 înaintea erei noastre. Când Nabopolasar, tatălui Nebucadnețar, ridicându-se dintr-un mic oraș numit Babilon, lansează pretenții politice internaționale. În vreo 12 ani, deja bate la poarta sirienilor, le cucerește imperiul și își arată colții Egiptului. În anul 605 îi bate pe egipteni la Carchemiș și zdrobește ca și putere mondială. În drumul spre Egipt împresoară Ierusalimul și l-ar fi luat dacă vestea morții lui Nabopolasar nu ar fi ajuns la urechile lui Nebucadnețar, care conducea armatele. Se va reîntoarce în valori succesive până duce tot poporul Iuda în robia de 70 de ani. Încă înainte ca Habacuc să ridice întrebări înaintea lui Dumnezeu, să-și verse povara înaintea lui, Dumnezeu deja pregătea răspunsurile. Vine și vremea pedepsirii nedreptății din Iuda. Dumnezeu deja avea pregătite răspunsurile înainte de a-i se ridica întrebările. Poate că Dumnezeu deja pregătește răspunsurile pentru tine. Ridică ochii și privește și așteaptă, pentru că în zilele tale El va face o lucrare. Ai o povară ce aduci înaintea lui Dumnezeu? Ești în confuzie? Dumnezeu are o perspectivă mai largă. La vremea potrivită va răspunde într-un mod șocant și o va face în vremea ta. O va face în timp util. Este a treia parte a răspunsului. Și apoi urmează a patra parte a răspunsului lui Dumnezeu. Ascultați-o. De multe ori, Dumnezeu nu ne răspunde mai devreme pentru că oricum nu am crede răspunsul său. Așa se încheie versetul. Voi face o lucrare pe care nu ați crede dacă v-ar povesti-o cineva. În alte cuvinte,
Dumnezeu nu ne răspunde la timpul cerut de noi pentru că s-ar prea putea ca noi să nu putem cuprinde dimensiunea răspunsului său. Mintea noastră nu e pregătită pentru un răspuns de astfel de dimensiuni și de aceea nu ne dă răspunsul imediat la întrebările noastre. Habacuc vine cu povara înaintea lui Dumnezeu, nu împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în versetul 5 îi dă răspunsul alcătuit din 4 fațete. Concluzii și aplicații. Dacă ar fi să concluzionăm și să aplicăm frământarea prorocului la zilele noastre, am putea învăța cel puțin 2 lecții majore. Lecția numărul 1. Statutul de copii al lui Dumnezeu nu ne face viața mai ușoară, ci mai bună. În ce sens mai bună? În sensul că circumstanțele prin care treci. 1. Îți dau ocazia de a-L onora pe Dumnezeu. Suferința poate fi o încredere ce ți se acordă. Dumnezeu te vede în stare să fii unul care îi poate aduce cinste prin modul în care îți porți povara înaintea oamenilor. Circumstanțele prin care treci îți dau ocazia de a-L onora pe Dumnezeu. Acest concept este mai ușor de înțeles când vorbim de alte lucruri. Spre exemplu, din partea unui om căruia i s-a încredințat darul cântatului, se așteaptă ca el să cânte. Unui om căruia i s-a încredințat darul de a face bani, îi se va cere socoteală de cum i-a folosit. Și așa mai departe. Am putea spune următorul lucru. Orice dar sau abilitate ce avem este dovada încrederii ce ne-a arătat-o Dumnezeu, iar El se așteaptă să-L onorăm cu ea. Cred că la fel stau lucrurile și cu poverile ce ni se încredințează, cu confuziile care ne chinuie, cu încercările prin care trecem. Dumnezeu ne acordă încrederea de a purta povara, așteptând să-L onorăm cu ea, fiind o priveliște pozitivă pentru lume. Atenție! Sunt oameni care se uită la tine. În ce fel Dumnezeu ne face viața mai bună, nu mai ușoară? În sensul că circumstanțele prin care treci nu doar îți dau ocazia de a-L onora pe Dumnezeu, ci îi dau ocazia lui Dumnezeu să-și reverse harul peste tine. Altfel spus, suferința creează o platformă pentru Dumnezeu, o platformă unde El să poată sta și să-și facă lucrarea Lui. De exemplu, un avocat, pentru a-și exersa pregătirea, are nevoie de un caz pe care să lucreze. Un chirurg, pentru a-și dezvolta deprinderile, are nevoie de cazuri de boală. La fel, pentru ca Dumnezeu să poată arăta lumii ce poate face pentru ea, are nevoie de cazuri. Gândiți-vă la Pavel și țepușul lui. În 2 Corinteni 12 cu 7, Pavel ne spune: de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis: harul meu ți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, spune Pavel, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Atenție! Ești o priveliște pentru lume, prin modul în care îți porți povara, prin faptul că Dumnezeu îți acordă încredere să ți-o dea, prin faptul că El, de pe această platformă, poate lucra în tine ceva nemaipomenit. Și în al treilea rând, în ce sens Dumnezeu ne face viața mai bună, nu mai ușoară? În sensul că circumstanțele prin care trecem îți dezvoltă, în al treilea rând, încrederea în Dumnezeu. Pentru că există un bine în a nu ști. Isaia 50 cu 10 spune: cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină, să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Cine? Cine umblă în întuneric, cine nu înțelege, în confuzie și n-are lumină. Acesta să se încreadă în numele Domnului, să se bizuie pe Dumnezeul lui. Poverile care ni se încredințează mai pot să dezvolte în noi încrederea în Dumnezeu.
Aceasta este ancora. În vremuri de întuneric, când sistemele de navigație îți sunt defecte, dacă nu-ți arunci ancora adânc în ocean, vei fi dus în derivă. Ancora este aruncată întotdeauna în afara vasului, nu-i așa? Exact la fel stau lucrurile și în viață. Ancora vieții noastre nu se aruncă în lăuntru nostru, ci în afara noastră, în Hristos. Resursele de supraviețuire nu le găsim în noi, le găsim în afara noastră. Când umblăm în întuneric și nu avem lumină, Dumnezeu ne îndeamnă să ne încredem în numele Lui, să ne bizuim pe El. Așa că încrede-te în El în timpul întunericului, pentru că harul și promisiunile Lui sunt făcute tocmai pentru astfel de zile. Sentimentul că Dumnezeu este ascuns este benefic în viața omului. Dumnezeu în ascunderea Lui plănuiește ceva. Incertitudinea are un rost. Există un bine în a nu ști. Este o ocazie unică pentru creștere. A nu ști nu înseamnă că ești condamnat la moarte sau la neliniște, ci mai degrabă a nu ști îți crește nădejdea și te motivează la luptă. Și a doua lecție majoră de viață. Când Dumnezeu pare mai absent ca oricând, atunci El face cea mai importantă lucrare a Lui în noi. Când Dumnezeu a spus cuvintele acestea, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, El nu a continuat cu și tu mă vei simți aproape întotdeauna. Există un rău bun. De exemplu, în Romani 8,28 ni se subliniază acest lucru. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Observăm aici că Pavel nu spune că toate lucrurile care ni se întâmplă sunt bune, totuși aceste lucruri rele care ni se întâmplă lucrează spre binele nostru. Cu alte cuvinte, la urma urmei, e bine că ni se întâmplă și lucruri rele. Câtă vreme suntem pe acest pământ, Dumnezeu nu ne descoperă toate motivele pentru care hotărăște unele lucruri în viețile noastre. Dacă un astfel de adevăr te sperie, adu-ți aminte de inima lui Dumnezeu. Când umbli în întuneric și n-ai lumină, nu dispera. Încrede-te în numele Lui. Adu-ți aminte de inima lui Dumnezeu. Motivul pentru care majoritatea oamenilor îl acuză sau detestă pe Dumnezeu este că ei nu cred în inima Lui și își închipuie că El are numai creier. Promisiunea cea mai frecventă din Biblie nu este te voi ierta, deși este una adevărată și des întâlnită. Nu este nici promisiunea vieții de după moarte, deși o întâlnim și este adevărată. Promisiunea cea mai des întâlnită în Scriptură este Eu voi fi cu tine. Înainte de căderea omului, înainte ca omul să aibă nevoie de iertare, le-a fost promisă prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu era cu ei. Apoi, de-a lungul istoriei, promisiunea a fost reluată cu fiecare om al lui. Întărește-te și îmbărbătează, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face, îi spune lui Iosua. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine, spune David în Psalmul 23. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, spune Domnul Iisus în Matei 28:20. Când Dumnezeu însuși a venit pe pământ, numele Său a fost sugestiv, Emanuel, Dumnezeu cu noi. La sfârșitul istoriei, când păcatul nu va mai fi, se va cânta, spune textul Scripturii în Apocalipsa 21:3, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Cea mai des întâlnită promisiune din Scriptură este Eu, Dumnezeu, voi fi cu tine. Dumnezeu răspunde întrebărilor prorocului aflat într-un tunel foarte întunecos. Și dintr-o dată, Habacuc vede lumina de la capătul tunelului.
numai că lumina aceasta iese de la locomotiva trenului și inima începe să-i bată mai tare. Ne vom uita la bătăile inimii lui în episodul următor.